moment, doamnelor și domnilor, în legătură cu un accident îngrozitor care s-a produs cu puțin timp în urmă între o ambulanță care avea un pacient înăuntru, un tir și un autoturism. 5 persoane au fost rănite acolo, imaginile sunt cele pe care le urmăriți acum. Victimele au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Târgu Neamț. Vă spuneam, în tir erau 2 persoane, în autoturism una singură. În ambulanță s-ar fi aflat la momentul respectiv 4 persoane. La momentul solicitării s-au deplasat acolo 3 echipaje de pompieri cu auto specială pentru a stinge eventualul incendiu și cu modul de descarcerare, pentru că unele dintre victime au avut nevoie de acest serviciu de descarcerare. Reamintesc, sunt 5 persoane care au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate o ambulanță, un autoturism și un tir.